Era marți 13. Auto Express Service Giurgiu, tine chigerie fără revopsire. Gata în aceea zi, dacă vopseaua inițială nu a fost afectată. Auto Express Service, soluții istețe și rapide. Servicii profesionale de vopsitorie și retușare, echipamente și scule de ultimă generație. Reparații auto generale și mentenanță a sistemelor. Geometrie roți, diagnoză auto computerizată, schimbare kit de ambreiaj și revizie auto. Auto Express Service Giurgiu, soluții istețe și rapide. În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumperi de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o simfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești pară se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seamă de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu în piața centrală. Cumperi de zor cu spor! Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Trebuie să fim vaccinați ca să putem să scăpăm de mască. Probabil că vă gândiți când o să putem să ajungem la numărul acesta. Au scăzut ușor numărul celor care doresc acest lucru, mai ales cu AstraZeneca. Chiar la noi pe site avem astăzi o știre în care vă povestim cum că la Ateneul Bălănescu chiar un singur pacient a fost vaccinat pentru că face cu AstraZeneca. Au suplimentat autoritățile cu încă 3 centre în județ numărul de unități pentru vaccinare. Așteptăm să vedem ce părere au oamenii în general, pentru că sănătatea noastră, cea de toate zilele, este astăzi cea mai grea încercată, cea mai mare provocare și cu toții știm că sănătatea este cea mai importantă.
Vorbim de vaccinuri, despre vaccinări, despre posibilitatea de a ne vaccina, despre ce ni se întâmplă, riscuri. Se mai întâmplă și acea zvonistică pe lângă. Alții vin și spun, domne, vaccinează-te, nu mai contează cum. Alții nu se mai informează. Se duc direct de frică și se vaccinează. Iată, sunt tromboze, nu sunt tromboze la AstraZeneca. Toată lumea are o părere în perioada aceasta despre vaccinări, despre cum să depășim această perioadă astfel încât să trecem cu bine peste această pandemie. Dar între timp ne mai îmbolnăvim și de altceva și cel mai adesea lăsăm în de parte lucrurile care ne dor tocmai din și bolile de care suferim, pentru că ne teamă să intrăm în spitale, să accesăm sistemul medical, pentru că acolo se întâmplă să fie linia întâi și să riscăm să ne întoarcem cu altceva. Sunt foarte mulți pacienți bolnavi de cancer care au preferat să stea deoparte și să aștepte o perioadă să meargă la consultații pentru ca să nu cumva să li se întâmple ceva, mai ales până în vaccinare, pentru că erau total neprotejați. Despre acestea, despre programele care vin în sprijinul pacienților oncologici, dar și al celor care au alte boli cronice, o să vorbim astăzi cu medic de profesie, Irina Cojocaru. Bună seara, bun găsit! Bună, Cami! Bună seara tuturor! Mulțumim mult de tot pentru invitație. Este o onoare pentru noi, o să vedeți câte lucruri interesante o să aflați astăzi și frumoase și interesante. Așa este! Este directorul centrului de medical Nutricor. Este, poate n-ați auzit de el, dar o să intrați pe nutricor.ro să vedeți despre ce este vorba. O să detaliem și noi până una alta. Am atât de multe lucruri de povestit despre invitata mea. O să aflați ușor că la acest centru este vorba de foarte mult suflet pus în slujba pacienților. Este vorba despre o persoană care nu mai face medicină, deși este medic în sistemul de stat. În sistemul de stat? Da. Pentru că este un om nobil și cum oamenii nobili și cu suflete mari înțeleg să lase un pic la partea asta financiară. Am ajuns aici, mi-ajunge cât am, hai să fac ce? Ceva din zona cercetării. Ceva ce simți, ceva ce îți place, ceva ce te face fericit. Până la urmă, de aceea trăim și avem o datorie să facem lucruri care ne fac fericiți și ne fac să fim sănătoși, ne fac să ne simțim bine. Este datoria noastră. În ultima perioadă, probabil că mulți nu mai gândesc așa, datorită presiunii, pandemie în mare, presiunii locului de muncă și multe alte presiuni pe care nu mai știm cum să le gestionăm în viața de zi cu zi. Centrul de reabilitare nutrițională și fizică Nutricor este la Comana, în județul Giurgiu, la o aruncătură de băți de noi. Da, da, da. Nu se mai ajunge atât de greu, este o infrastructură destul de bunicică, da, acum. Este. Locația a fost aleasă deoarece puțin știu sau poate puțin au citit faptul că la Comana este un parc natural, dar de acest parc natural se ocupă o administrație care a derulat câteva proiecte de-a lungul timpului, astfel că la un moment dat s-a studiat calitatea aerului din Comana. Și pot să vă spun că este cel mai curat aer de lângă București. Da? Este cel mai curat aer, este plin de ioni, fapt care este benefic anumitor afecțiuni. Este pădure, este apă, este fauna, este o faună și o floră care ajută foarte, foarte mult. Și atunci, cu aceste date am pornit eu la drum. Am pornit la drum gândindu-mă ce afecțiuni medicale ar fi bine să fie tratate în zonă, ce putem face mai mult pentru o zonă. Eu nu sunt giurgiuvean. Soțul meu este, probabil știu mulți. Dacă îmi dai voie, aș putea să spun și cine este? Da, sigur. Giurgiuvenii îl cunosc pe Marian Cojocaru. Este un nebun frumos,
așa îmi place mie să spun, care nu încetează să zboare și să gândească la înălțime din toate punctele de vedere, care a trecut printr-un accident la sfidând moartea. Știți despre ce vorbesc, cine îl cunoaște pe Marian Cojocaru, pilotul, cel care are la comana acea... aerodromul de la acel comana. Acel aerodrom, da, și care a învățat foarte mult tineri să zboare și care, după un accident nefericit, a învățat din nou să meargă, a învățat ce înseamnă să... Împreună ați învățat ce înseamnă să priviți altfel viața și să, ce înseamnă curajul vieții din perspectiva percepția omului este, care... Percepția este unică. Percepția fiecărui om este unică în viață. Noi suntem niște ființe unice. Dar ce vreau să vă spun este că, da, aerodromul de la Comana a aniversat 10 ani anul trecut. Nu ne vine să credem de cât timp suntem acolo. Soțul meu se pregătește să-și obțină din nou licența de pilot, adică va zbura în curând și și-a adaptat aparatul de zbor astfel încât să poată fi pilotat doar cu un picior, pentru că doar un picior este așa mai funcțional. Da, dar eu l-am văzut că merge din ce... L-am văzut anul trecut și l-am văzut și anul acesta și este mult mai bine. Da, ca să dau o veste bună, care are foarte mulți prieteni în Giurgiu. Și n-am vrut să te prezint ca fiind soția lui Marian Cojocaru și doar pentru că a venit discuția și eram pregătită nici să nu pomenesc dacă nu este... Deși jurnaliștii de obicei speculează aceste aspecte să facă senzațional din orice, dar când un om face ceva pentru că el face lucrul și se pricepe la ceva, mi se pare incorrect să spui că este soțul sau doar soția cuiva și deja să-i anulezi toate meritele. Așa că o să ne întoarcem la tine și o să povestim un pic mai pe final despre Marian, pentru că o să încercăm să luăm legătura și cu el. Să vorbim. Da, hai să facem o trecere lină, pentru că vorbim foarte mult de impactul psihologic pe care îl au traumele asupra oamenilor. Un impact psihologic care nu este tratat bine în România, pentru că noi nu avem niște psihoterapeuți, o școală de psihoterapie potrivită. Nu avem o școală de psihoterapie care să ajute oamenii să treacă peste aceste momente grele, să învețe cum să reacționeze, să învețe cum să se reintegreze în societate, să educe familia. Acesta ar fi un proiect demn de Ministerul Sănătății, aș putea spune. Dar bineînțeles că acolo există multe și multe, multe alte lucruri care trebuie făcute înainte. Însă ceea ce o să facem noi la Comana este integrarea unor servicii, da, psihoterapie, terapie nutrițională și reabilitare fizică pentru pacienții oncologici. Și așa am trecut la centrul de la Comana, care în acest moment este funcțional. Sperăm să deschidem la capacitate maximă într-o lună de zile. Depindem, bineînțeles, de niște hârtiuțe, pentru că trăim în România. Centrul de la Comana este un centru privat, este făcut într-o zonă unde există pensiuni turistice, deci capacitate de cazare, astfel încât persoanele pot veni pentru o perioadă mai lungă de timp. Și acum să discutăm despre ce fel de persoane pot veni, pentru că, în general, când vorbim despre pacienți oncologici, ne gândim poate la niște oameni foarte în vârstă, ne gândim la niște oameni fără posibilități, însă cred că știm deja, cancerul este o afecțiune care începe așa, câteodată imediat după naștere și vine ca un boom, ca un trăsnet într-o familie când primește această veste. Normal, am auzit de copii, dar există un segment de pacienți despre care lumea nu știe, nu este atât de mediatizat. Sunt pacienții care duc pe picioare cancere 10, 20, 30 de ani. Ei trăiesc cu aceste maladii. Se tratează, recidivează, se tratează, recidivează, se tratează, recidivează. Deci e pentru luptători. Nu pot să zic că ești neapărat luptător. Cancerele sunt de atâtea forme și de atâtea feluri, nu sunt neapărat invalidante. Pur și simplu sunt foarte mulți tineri și aici mă refer la cei cărora ne adresăm noi, undeva după 18 ani, poate până în 45 de ani, și sunt mulți acești oameni, din păcate. Cauzele pentru care apar aceste afecțiuni sunt multiple.
Da. Păi ne uităm eu aș incrimina partea genetică în primul rând, pentru că da, vin din zona de cercetare și pot să văd statistici, pot să văd cum funcționează lucrurile. N-aș putea să spun, ok, în România există un anumit tip de cancer predominant pe baza ceea ce se face în genetic, pentru că noi nu avem o bază de date în acest sens. Da, dar și ceea ce suntem și cum trăim și unde, apropo de locul nostru, pentru că noi astăzi am avut o știre despre faptul că în zona Bolintin este un aer foarte poluat. A fost acolo, chiar ieri, inspectorii de la Garda de Mediu au amendat, au confiscat chiar două mașini pline cu materialele acestea obținute după arderea cablurilor. Și am dat și poze să se vadă cât de tare. Never ending story. Deci, au făcut parteneriat poliția cu jandarmeria chiar alaltă ieri cu eforturi conjugate să mai stopeze, da. Să mai țină fenomenul acesta în frâu, pentru că acolo este o adevărată tradiție. Din așa ceva se trăiește, se valorifică acel fier, ne mai punând la socoteală acea parte a sănătății și a aerului. Iar oamenii se plâng de astm, de afecțiuni pulmonare, cronice, și n-aș vrea să se creadă că a trebuit să te îmbolnăvești la Bolintin și te vindești la Coman. Adică să fie un circuit din asta în glumă. Nu cred, da, e o glumă. Nu, nimeni n-ar crede așa ceva. Adică aici avem un loc unde este aer curat și bun și ne putem permite o clinică și acolo de-abia facem față că toată ziua iese fum. Asta este, despre asta este în județ deocamdată în momentul ăsta. Centrul încă nu funcționează. Da, este complet dotat. Am reușit să finalizăm. După cum vă spuneam, este un proiect integral privat. Nu am luat fonduri europene, este pur și simplu proiectul unor oameni care au crezut în ceea ce le-am spus eu. În primul rând, da, este proiectul meu, dar ca sprijin financiar am avut și eu un leu, dacă pot să-i spun așa, da. Care a crezut 100% în acest proiect și m-a ajutat. Este singurul centru din România certificat Pink and Steel, iar Pink and Steel este cea mai mare fundație care se ocupă de pregătirea personalului necesar recuperării medicale în oncologie. Sunt foarte multe cursuri care se fac, sunt grupuri de suport internaționale. Noi suntem primul centru din România. Sper să fie mai multe. Eu întotdeauna am crezut că este bine să deschizi drumul, dacă nu este, și să încurajezi ca această recuperare medicală, de exemplu, în oncologie, să se facă peste tot. Și, de fapt, am deschis acest centru, că n-am reușit să conving pe absolut nimeni, să rezerve acolo un salon, două, de recuperare medicală pentru persoanele oncologice. De ce este importantă recuperarea medicală? Toate studiile ne arată că există o creștere a speranței de viață cu 37%. Toate studiile însemnând mii de studii care se fac. Cea mai evoluată țară în acest sens este, de fapt, țară, un continent, Australia, Noua Zeelandă. Asociațiile medicale din acea țară au elaborat ghiduri de recuperare pentru fiecare afecțiune în parte, dar ei sunt foarte dezvoltați pe partea de cancer, iar Statele Unite au niște ghiduri elaborate foarte stricte. E, cum suntem noi în Uniunea Europeană? Noi în Uniunea Europeană suntem la început. De-abia de anul acesta, Uniunea Europeană va dezvolta programe de recuperare în oncologie. Da. Avem și niște recomandări nutriționale de la colegul nostru. Iată, ne dă niște imagini. Despre ce este vorba? Sunt imaginile noastre, dar pot spune că, tratamentele pe care le vom face noi sunt de fizioterapie, curenți, sunt tratamente de kinetoterapie care îmbină tehnici de pilate speciale, pentru că, în general, pacienții oncologici nu au energia pe care o are un om sănătos.
Sunt tehnici de terapie ocupațională pentru că ne dorim foarte tare să reintegrăm acești oameni în activitățile lor zilnice. De ce spun asta? Pentru că în urma unui cancer de sân te poți aștepta să existe o rezecție și atunci pacienta să rămână cu o dizabilitate aferentă mâinii pe partea care a fost făcută rezecția. Și atunci această mână trebuie recuperată. De ce? Pentru că această pacientă care este tânără, ea trebuie să se întoarcă să muncească. Ea trebuie să aibă grijă de familie, trebuie să aibă grijă de copii. Și atunci aceste servicii sunt foarte, foarte necesare. Da, nu știu, deci am o mulțime de întrebări, nici nu știu cum să le iau pe rând ca să ajungem să nu. Și o mulțime de informații. Să le amestecăm, da. Unul, cum vă accesează giurgiuvenii și cum vă găsesc? Oricine, nu doar cei din Giurgiu, pot intra pe site-ul nostru, poate să caute Nutricor, este simplu, pe internet se caută Nutricor și foarte ușor pot fi redirecționați către pagina noastră unde există o adresă de e-mail, există un telefon pentru programări și unde vom veni după ce ne apropiem de această deschidere cu programele complete de unde se pot alege toate acestea. Dacă vor veni prea mulți? Prea multe cereri, faceți față? Da, facem față. Facem față. Capacitatea centrului nostru este de 10 persoane pe oră. A, pe oră? Da, pe oră. Am văzut că v-ați gândit și la un fel de, nu știu cum să zic, campus sau de locuri de cazare. Da, da. Momentan vom lucra, momentan vom lucra cu pensiunile din zonă. Nu am reușit încă să facem și partea de cazare, dar vrem să dăm drumul. Însă, pentru cei care au fost la Comana, chiar și pentru ceilalți, totuși prețurile de la Comana, de la pensiuni, prețurile de cazare nu sunt deloc mari. Sunt permisive și trebuie să înțelegem că ceea ce oferim noi este un serviciu contra cost. Toată lumea când aude de cancer vorbește și spune hai să schimbăm subiectul. Da. Da, așa este. Așa nimeni este. Nu vrea să audă. Deși astăzi este o realitate cruntă și surdă, dar se murmură despre lucrurile astea. Mai ales în perioada asta când cred că au crescut cazurile, pentru că nu s-au mai dus oamenii de teamă la spital. Da, chiar astăzi am fost la un curs și m-a întrebat o doamnă așa, dar cum pot să lucrez cu pacienții cu cancer? Și zic, eu pot să lucrez foarte bine, pentru că, în primul rând, cancerul nu se vede, nu se simte. Nu se ia. Nu mă deranjează că se ia sau nu se ia, că până la urmă am făcut o facultate de medicină. Dar oamenii care au anumită afecțiune oncologică sunt exact ca noi, se bucură ca noi, da? Am făcut o lucrare, este și publică pe site-ul nostru și am discutat cu foarte, foarte mulți medici, dar și cu mulți pacienți și vreau să vă spun că o lungă perioadă de timp niciun pacient care are o afecțiune oncologică, care primește un diagnostic, nu se diferă de un alt om de pe stradă sau poate de un alt om care, nu știu, are o durere de gleznă. Da? Noi considerăm și rău facem în acest sens că acel om este o victimă singură. Aici este problema și de aceea spun că această psihoterapie ar ajuta foarte, foarte mult atât pacientul cât și pe cei din jurul său. Pacientul care are o afecțiune oncologică este un luptător. De cel mai multe ori este un model și aș putea să vă aduc să vedeți foarte mulți oameni de afaceri care au afaceri de succes, conduc departamente de succes și care sunt niște pacienți cronici. Da. Este partea realității pe care puțini oameni nu o văd. Da? Și care ei, într-adevăr, își pot plăti tratamentele. Bineînțeles, tratamentele noastre de recuperare medicală sunt foarte ieftine. Niciodată recuperarea medicală în România nu a fost ceva scump, ceva ce să nu-ți permiți. Noi avem un cost mediu ponderat per procedură de 25 de lei. De asta spun. Dacă stăm să facem un calcul ce ar însemna o săptămână de cazare
cu 4-5 proceduri pe zi și cu o masă, da, aș putea să mă gândesc la o sumă undeva pe la 1.500 de lei. Să presupunem că în județul Giurgiu, eu iau ca speță, știu că pentru adresabilitatea este pe țară, dar să presupunem că există, eu vorbesc despre Giurgiu, despre județ, că cineva din județ nu dorește să acceseze și cazarea. Vine doar la centru, când se programează și când este nevoie de ceea ce... Bineînțeles. Ce anume? Recuperare pentru ce anume? Deci am spus, pentru o mână. Deci pentru o mână. Hai să dăm câteva exemple. Da, că noi avem programe de recuperare pentru afecțiuni oncologice. Am vorbit de cancerul de sân, aș aminti pe locul 2 cancerul de prostată, care este destul de invalidant în cazul bărbaților, mai ales pentru că acest cancer metastazează rapid la nivelul oaselor. Și atunci, noi fiind trăind așa în România, și în fosta școală românească, spunem du-te cu mintea acasă, stai acasă în pat, nu face efort, că vezi, Doamne ferește, vei face o fractură și după ce că ești cum ești, mai ai și o fractură nos patologic. Nu, este total greșit, este total greșit. Toate studiile și programele care se desfășoară arată că o încărcare gradată întărește oasele. Deci se reduce metastazarea la nivelul oaselor, crește numărul de trabeculi. Asta înseamnă că oasele se consolidează dacă pacientul face efort controlat. Da? Deci ceea ce... Nu orice efort. Nu orice efort, exact, nu orice efort. Dar este mult mai bine să facă ceva. Pe locul 3 aș pune cancerul colorectal. Cancerul colorectal, care de cele mai multe ori iară se soldează cu intervenții chirurgicale ample la nivelul abdomenului. Da. O intervenție ample la nivelul abdomenului va afecta pacientul toată viața, atât prin durere, care va fi permanentă, pentru că se vor face niște zone de fibroză. Pentru că există cineva care a făcut această operație și care se pregătește, a trecut prin cancer, cu recuperare și se pregătește să revină la normal. Da, da, da. Dar a făcut recuperare. Ai spus un lucru mare. A făcut recuperare. Da, și se pregătește să revină la normal în situația în care are o anumită vârstă. Da, da. Este vorba de o doamnă. Da. Și nu trebuie să fac o operație. Eu vorbea aproape cu banalitate despre lucrul acesta. Da. Pe mine m-a îngrozit. Nu, nu. Adică eu m-am speriat cu cât firesc a vorbit despre... Da. A făcut recuperare. Pe lângă durere, ce spuneam la intervențiile chirurgicale masive, este faptul că pacienții nu mai pot merge drept, au probleme de echilibru, au tot felul de probleme, mai ales cu reintegrarea în societate. Da? Noi trebuie să ne ocupăm de acest lucru, pentru că pacientul tânăr cu cancer este un pacient activ în câmpul muncii. Munca este ceva motivant pentru acești oameni. Nu mai percepe societatea ca pe un bun al său, adică ca pe un bun de pus la treabă, un bun de luat de bărbat, trebuie. Ca pe un așa bun trebuie. De luat de, nu știu, așa director, trebuie. De... Nu știu. Așa trebuie. Oamenii ăștia nu au absolut nicio problemă. Da. Dacă te duci și faci o operație de apendicită, pe care poate, nu știu, poate ai lălăit-o așa, un timp îndelungat, nu e același lucru. Ai stat și te-a durut apendicele și ai stat și ai stat și ai stat până când la un moment dat ai zis, dacă n-ai făcut peritonit, ai fost cazul fericit, măi, până la urmă mă duc să mă operez. Da. Pot să fac multe comparații. Impactul asupra acestei boli este doar psihologic. Da, dar și am spus și de faptul că poate să fie o operație care să te lase fără ceva. Uite, în cazul femeilor care fac cancer, că există screening, o campanie de screening la nivel de județ. Și va fi și mai mult de atât. Va fi și mai mult de atât. Asta vă spuneam că Uniunea Europeană acum a început să dezvolte foarte multe programe și noi avem în România ceva responsabil pentru aceste programe. Deci nu că este doar la nivel de județ, așteptăm să vină niște fonduri și niște acțiuni țintite în această zonă. Da, și le așteptăm nu de la Ministerul Sănătății, poate prin Ministerul Sănătății, dar va fi din ce în ce mai mult. Cu screening-ul am văzut că este mai ok, dar cu coordonarea de după, adică femeile de la țară după aceea se duc acasă și spun sunt, nu știu, am predispoziție sau trebuie să mă monitorizez. Bine, screening-ul se face
în special pentru cancerul de col uterin. Cam spre asta se îndreaptă programele. Și de cancer la sân. Și de cancer la sân. Și atunci, dacă... În ambele variante, ambele variante. Se duce femeia acasă. Chiar ieri vorbea domnul Totilă, colegul nostru, la emisiunea, o emisiune specială de ziua țiganilor. Ieri a fost ziua romilor. Da? Și povestea că înainte ce îi puneam noi la valiera și cablam și pregăteam pentru emisiune, spunea că e foarte bine că se adresează și țigăncilor acest screening, pentru că de foarte multe ori bărbații nu le lasă să se ducă să se... caute, cum se zice pe românește, pentru că este un act medical care presupune expunerea intimității la un moment dat. Dacă ori e, nu, atât timp cât este act medical, nu este vorba despre altceva decât despre un act medical. Da. Adică mor pentru că nu pune doctorul mâna. Am înțeles ce vrei să întreb. Tu vrei să întreb, de fapt, unde este finalitatea. Da. Că și întotdeauna nu sunt de undeva și trebuie să terminăm. Să scapă cumva, se face screening pe ambele variante și undeva descoperă că ceva nu e în regulă. Mm-hmm. Nu e cancer. E undeva acolo. Ar putea fi salvat. Dar nu la... Nu lasă societatea. Cum să te duci să faci așa ceva? Sau probabil că nu-și permite. Ce face? Unde o, cu cine o coordonează? Asta cum vom afla la clinică apoi? Vom afla, sper, în curând. Primul responsabil ar trebui să fie medicul de familie. Da, medicul de familie, pentru că el are în primire pacienții din zona respectivă și el va trebui să-i direcționeze, să-i trimită unde trebuie. Bineînțeles că intervine a doua problematică, cum ajunge pacientul, care nu are... un potențial financiar strălucit. Nu poate medicul să decide tot timpul, pentru că sunt situații în care nu este situația albă sau neagră, e mai gri. Exact, exact. Dar atunci există niște fundații, niște, cum vreți să le spuneți, organizații care ar trebui să fie în strânsă legătură cu această acțiune de screening. Da? Adică, în momentul în care la screening s-au depistat anumite cazuri, ar fi bine ca acești cointeresați să fie anunțați și în cazul în care ei pot ajuta în aceste cazuri să se implice. Doi, medicul. Medicul de familie ar trebui la rândul lui să-și creeze niște portițe să vadă cum. Și spun acest lucru pentru că este clar că sistemul nostru de stat nu face față. N-are rost să ne îmbătăm cu apă rece. Dar asta dacă... spun că dacă mergem pe o schemă pe care ne oferă sistemul nostru de sănătate, s-ar putea să nu fie chiar cu un grad de aplicabilitate ridicat benefic și să fie, cum să spun, cu mici nevoie de ajustări, ca să fie delicată. Eu mă simt așa foarte obosită de fiecare dată când se ajunge la aceleași probleme și care se discută, hai că nu putem, hai că nu avem ce mai să facem, asta e sistemul, hai să începem să acuzăm. Și actele, nu știu din care problemă, cineva are, mai trebuie referință de după nu știu unde, după nu i-a eliberat-o, nu a fost... Dar vrei să spun ceva? Asta, toate aceste discuții nu au rezultat. Nu au soluția. Și atunci eu, înainte să pornesc un demers sau o polemică, de ce, de ce, de ce, mă gândesc bine eu, ce pot face eu? Eu, Irina Cojocoară, am știut ce trebuie să fac, da? Așa cum și alții pot ști ce trebuie să facă. Eu, la rândul meu, am ajutat foarte, foarte mulți oameni pentru că am vrut, că am putut, în mod gratuit și nu s-a întâmplat nimic. Nici n-am murit de foame, nici nu sunt bogată. Asta spun, că de ce ar renunța un medic de familie la normalitatea pe care o trăiește un medic de familie, în ideea că își vede de programul zilnic, acum nu știu că nici medicul de familie nu mai este într-o normalitate, că este inclus în... Nu este de mult într-o normalitate. Da. Nu este de mult într-o normalitate, pentru că pentru a deveni medic de familie faci 6 ani de medicină generală, ulterior mai faci încă 3 ani de rezidențiat. Ca să faci ce la cabinet? La numărul de pacienți care ți este impus, undeva 2000 și ceva de pacienți. Sunt săraci și destul așa, de... Ce poți să faci tu ca act medical? Și atunci, merită să faci 9 ani de facultate ca să stai să completezi hârtii și să vezi un pacient un minut sau jumătate de minut? Pentru aia te-ai pregătit 9 ani de zile? Este puțin jenant. Pentru că sunt oameni bine pregătiți care nu merg la capacitatea lor maximă din cauza că îi dă sistemul înapoi. Nu ai timp. Nu mai ai timp fizic să faci asta. Și atunci ce faci? Îți cauți o soluție, așa cum i-am căutat și eu, ca să fiu în domeniu medical, să fac lucrurile care îmi plac, da? Și să fac și bine. Pentru că este...
Cel mai frumos sentiment, sentimentul care te împlinește cel mai mult când ai făcut bine unui om. Da. Pentru că tu când începi să ajuți un om, nu știi exact. Măi, nu știi dacă 100% îi faci bine. Nu știi asta. Dar tu vrei să-l ajuți și în momentul în care, într-adevăr, vezi rezultatul că l-ai ajutat, sentimentul pe care l-ai nu se compară cu absolut nimic. Cu absolut nimic. Da, vorbim de pacienții oncologici și despre cancer, despre recuperare. Și am punctat un pic mai devreme faptul că toată lumea ar vrea să treacă repede peste acest subiect. Noi am făcut chiar o emisiune, iar tu, centru care trebuie să fie pus în funcțiune. De ce către această ramură și nu către, nu știu, salvați copiii sau ceva mai zburdalnic, mai atrăgător, mai în ideea de speranță? Pot să spun acest lucru. În 2007 am început prima dată să lucrez pe parte de nutriție cu pacienții cu cancer. Nu știam mare lucru. Atunci am descoperit că noi în facultate primim o bază, dar nu mergem atât de adânc pe cazuistică. Probabil că n-ar fi suficient timp în cei 6 ani sau, nu știu, poate ar trebui să schimbăm ceva și acolo. Și am continuat plăcându-mi foarte mult partea de nutriție și am zis, bine, ce se întâmplă cu toate aceste curente? Cum hrănim pacientul care nu mai poate să mănânce, pentru că se ajunge la niște stadii în care pacientul, având gustul, mirosul modificate, stări de vomă, de greață, nu mai poate mânca nimic, dar nu poți să-l lași nehrănit pe de altă parte. Am ținut așa din 2007 până în prezent, deci este ceva timp de când mă ocup de acești oameni. Toate discuțiile pe care le-am avut au avut foarte mare componentă psihologică. Eu nu am făcut psihologie, nu sunt un psihoterapeut, dar am învățat de la oameni și de la familiile lor ce să fac, cum să fac ca ei să se împace cu situația, să meargă mai departe, să obțină rezultate. După aceea am început în anul 2013 să lucrez pe parte de cercetare biomedicală, pe parte de preclinic, așa se cheamă, parte de preclinic. Și am avut acces la multe informații, foarte multe studii și pe parte de preclinic, sunt studii de imuno-oncologie. Pentru că până să apară această pandemie, focusul era cum să dezvoltăm niște vaccinuri, cum să dezvoltăm niște tratamente cât mai specifice, personalizate pentru afecțiunile oncologice. Apropo, aici, scuză-mă că te întrerup. Da. Pentru că ai pus o întrebare, tu. Cum să-i ajutăm pe pacienții oncologici? Am înțeles că există în Regatul Unit acum posibilitatea unei injecții care vindecă, chiar așa am văzut în materialele trecute, care vindecă cancerul de sân. Ai auzit? Da, depinde ce tip de tumoră este. Până în stadiul 2. Da. Așa nu am auzit, așa îți spun. Da, nu toate cancerurile de sân sunt la fel. Da. Nu orice pacient este la fel. Noi avem în România, bine, chiar au devenit acum mai cunoscuți, Centrul Oncogen care se ocupă de crearea de vaccinuri pentru tratamentul cancerului. Printr-o mare întâmplare, unul dintre vaccinurile pe care le studiau s-a dovedit a fi foarte eficient și în infecția COVID. Da. Da? Dar asta a fost o întâmplare. Asta, da. Din păcate, sprijinul nu s-a primit. Probabil că acest vaccin va fi scos în altă țară, că niciun lucru bun nu rămâne exploatat. Dar, într-adevăr, sunt foarte multe tipuri de vaccinuri și să înțelegem acum, afecțiunile oncologice se tratează personalizat. Protocolul este test genetic, preparat farmacologic. Test genetic, preparat farmacologic. Da, deci nu se mai merge foarte mult pe cohortă. Da. Asta spuneam, că linia pe care se trasează, doar că a zis un medic săracul, parcă îl și umpli de toată, îi pui pe umerii medicului de familie toată responsabilitatea, ia tu decizii, după aia iese bine, bravo, ce bine ai făcut, nu iese bine,
Nenorocitul mi-a distrus viața. Adică trebuie o echipă care să vină și să ajute și medicul de familie și pacientul și pacientul sunt pe multe. Sine. Să vină sunt cu... multe, dar bineînțeles că toate aceste acțiuni necesită niște fonduri pe care această țară nu le-ar avea special pentru partea aceasta. S-a făcut puțin, s-au împărțit banii, probabil. Eu nu sunt politician. Da. Doamne ajută. Păi dacă ajungem la chestia asta, totul va fi speculat tot timpul. Da. Dar nu e vorba numai de speculație, e vorba de faptul că trebuie o campanie masivă și ceea ce vreau să spun este că nici alte țări din Uniunea Europeană nu sunt mult mai bine. Nu trebuie să ne imaginăm că noi suntem oaia neagră, pentru că eu acum lucrez pe proiecte de cercetare în 12 țări. Da. 12 țări. Asta înseamnă cumva că umblu foarte mult, că îmi strâng informații de peste tot. Nu suntem noi cei mai răi. Nu trebuie să ne uităm la alții în grădină, să zicem că la noi nu este, la alții nu este deloc, la noi este puțin. Dar s-a făcut câte puțin, câte puțin, nu sunt bani suficienți. Și vorbim de Europa, nu vorbim de... Vorbim de Europa, vorbim de Europa de Sud-Est, dar în Europa asta de Sud-Est sunt foarte multe țări. Și pot să vă spun că, dintr-un anume punct de vedere, și Bulgaria, pe tratamente oncologice, iese destul de sus. Față de alte țări. Față de noi, de exemplu? Da, pentru că sunt vecinii noștri de jos și pot să spun cu mândrie acest lucru, că ei pe partea de genetică sunt foarte dezvoltați, pe partea de tratament pentru afecțiuni oncologice sunt foarte dezvoltați. Care țară europeană merge cel mai bine în sensul ăsta, în direcția asta? Polonia. Polonia? Polonia. Da. Eu, ce chestie, nu m-aș bine, dintre țările de care mă ocup eu. Austria sau la... Dintre țările de care mă ocup eu, nu mă ocup de Austria, am și zis. Am da, sud-estul Europei, atât de blamat și... Da, uite, Polonia. Da. Ce să spun, uite, ne felicită câțiva participanți la emisiune. Da, nu pentru felicitări am venit, ci să mai deslușim puțin. Sunt mulți oameni, am spus, și am trecut pe lângă subiect de vreo două ori. Hai să-l bifăm ca lumea. Care nu s-au dus la medic în perioada aceasta, deși suferă de afecțiuni cronice, cancere și tot felul de, nu știu, lucruri grave, care au zis, hai că să mai aștept un pic și mă duc după ce trece pandemia ca să nu cumva să iau COVID din spital, că știm ce e acolo. Da. Și că oricum medicii sunt foarte surmenați și sunt... Și unele secții s-au redus ca și capacitate ca să facă loc paturilor de COVID, adică trebuie să înțelegem... numărul acestor pacienți. Dar trebuie să fim puțin toleranți cu situația că nu se poate întâmpla absolut nimic peste noapte. Sunt secții, cel puțin la noi, în toate spitalele clinice, secții care s-au redus foarte, foarte mult. Da, vreau să întreb, cum să-i sfătuim pe oamenii ăștia să abordeze problema? Să vadă la ce stadiu sunt, cum să-și programeze, să mai aștepte, să nu mai aștepte, după, să nu dea bolul chiar toți, cum să facă, cum să procedeze, să acceseze sistemul medical și să vis-a-vis de pandemie și de accesul în spital? Nu uite că eu nu aș ști să-ți dau un răspuns în numele fiecăruia. Dar cred că trebuie să ne străduim să urmăm puțin procedura, da? Să încercăm să discutăm cu medicul de familie. Acum, până la urmă, și rețetele se trimit online, totul este online. Medicul de familie, în mod sigur, este în relație cu câțiva specialiști. Dar poate să primească online? Că poate sunt oameni care... Și-au dat seama că au făcut cancer și și-au dat seama că n-au nici varianta online. Adică... E greu să zici că ți-ai dat seama și că... Da. Adică după ce că mai e cu mie și n-are posibilitate de internet, alții poate n-au curent, adică nu se îmbolnăvește numai acel pacient care are o afacere. Pot să spun că numărul de centre private care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe specialitate de oncologie și pe tratamente a crescut. Da, foarte, foarte mult și până la urmă sunt foarte mulți bani care au intrat în spitale și s-au achiziționat aparate. Unde stăm prost, că vorbim de tratamente, pe parte de specialiști? Pentru că, de exemplu, pe radioterapie sunt foarte puține locuri care se scot la rezidențiat. Degeaba ai aparatul dacă nu ai specialistul. Avem o problemă internă mult mai mare de organizare. Ne-au plecat mulți oameni. Una că ne-au plecat, dar nu sunt locuri suficiente la rezidențiat pentru radioterapeuți. De obicei, clinicile care își bugetează, își planifică un aparat de radioterapie, așteaptă ca un anumit student,
un anumit rezident să-și termine acei ani de specializare și îl recrutează din primul an de rezidențiat. Da. Tu îți dai seama ce înseamnă chestia asta? Pentru că eu știu că și la Giurgiu s-a pus problema să se facă mai mult pentru oncologie și până la urmă Giurgiu este cazul fericit care are secție de oncologie. Nu există peste tot în țară. Da, dar la un moment dat rămâsesem fără medic-oncolog. Da. Se bolovise și bietul doctor al nostru, că da. E și el om. Pentru că... Și a venit cineva într-un final de-abia din București, dar am rămas descoperiți. Numărul de medici-oncologi în România este în jur de 50, plus minus, pentru o țară. Foarte puțin. Ca să înțelegem cu deci ce ne... spăimântător de puțin. Da, da. Pentru că de afecțiunile care necesită intervenții chirurgicale se ocupă medicii care au alte specialități, da? Se ocupă ginecologia de cancerele ginecologice, se ocupă chirurgia generală, tot ce înseamnă partea de gastro. Da. Da, și iată, revenim la partea de NutriCor, că mă gândesc așa că toată lumea care se uite și vede invitat director centru NutriCor Irina Cojocaru, se gândește că vorbim aici despre un subiect l-a abordat chiar colega mea, Nicoleta Pană, alaltăieri este vorba de nutriție, de fitness, de stil de viață. Da. Că te gândești când auzi nutri, cam da. Acolo te duci cu da, pentru că așa am început cu nutriție. Da. Așa am început cu nutriție și am rămas cu numele acesta. E marca registrată. Da, și voiam să întreb, este vorba și despre furnizarea unui anumit tip de hrană? Unui anumit regim, da. Celor care intră în acest... Da, da. Cel puțin pe perioada în care vin la noi, pacienții vor primi un anumit plan pe care să-l urmeze, care include un anumit regim alimentar și ceea ce pot face acasă pe partea de recuperare, tot felul de activități. Da, deci include și un regim. Adică ceva care să te ajute să depășești, iei medicamente multe, trebuie să iei ceva care să ajute ficatul și pe partea de nutriție, numai de medicament da. Care să ajute da. Ficatul să funcționeze da. În parametri normali, da. Automat să iau unii medicamente da. Dacă se face chimioterapie, da. Să zicem. Ce este trist și asta, uite că am uitat să spun până acum, este că pacienții care pleacă de la medicii oncologi nu pleacă cu niște recomandări la domiciliu stricte, ce pot să mănânce. Am întâlnit pacienți care la 4-5 luni după ce au fost externați mâncau în continuare frunze de salată. Ok, da. Și nu are voie să mănânce un pacient fost oncolog? Nu, doar! N-ai înțeles. Cum doar? Doar niște frunze de salată, niște iaurt și atât. De ce? Pentru că asta i-a dat în spital. Și omul ăla a plecat și deși este în relație cu medicul oncolog și așa, el nu a primit alt regim. Da? De asta spun că lucrurile sunt disfuncționale și trebuie cumva așezate și eu sunt convinsă că noi vom reuși să dăm mai departe informația pe care o vom acumula la acest centru. Pentru că ăsta este scopul, nu este scopul, ok, uite ce fac eu aici, uite ce frumos sunt. Nu, uite că se poate, asta este devizul nostru, uite că se poate, haide să încercăm să facem peste tot, inclusiv în spitalele de stat, inclusiv în spitalele de recuperare medicală. Se vorbește foarte mult acum de recuperarea medicală post-COVID, care în principal este o recuperare a mușchilor respiratorii, a capacității pulmonare, da? Nu toate spitalele de recuperare aveau programe pentru recuperare respiratorie. Nu toți medicii și nu toți kinetoterapeuții, fizioterapeuții știu să lucreze cu partea aceasta. E aceeași situație și la noi. În momentul în care am bătut la ușă și am zis eu vreau să fac asta, da? Nu se poate. De ce? Nu o să vină nimeni. Nu cred că nu o să vină nimeni. Ba, dimpotrivă, cred că vor veni mulți oameni. Și unde vrei să faci asta? Uite că la noi în spital pacienții stau 2-3 ore la chimioterapie și pleacă. Uite că la noi în spital stau în postoperator câteva zile și pleacă. Uite că așa, deci normal, asta se întâmplă în unitatea de stat, nu este nimic de blamat. Cum ar putea cineva să facă recuperare oncologică în continuare? Pe de altă parte, nimeni nu se duce să vorbească cu acești oameni, să le spună care sunt opțiunile. Și de așa pleacă pacientul acasă cu biletul de externare, nu știe ce să facă acasă, decât că trebuie să stea liniștit.
Da, de asta spun și chiar mă ghidez după principiul ăsta în viață. Niciodată să nu descurajezi pe cineva și să nu subestimezi când cineva are niște aripi întinse și vrea să facă lucrurile. Băi, e nebun, bă, n-are cum să facă, apropo de aripi de nebun frumoși, să facă lucruri, proiecte în viață, lucruri care face foarte bine sistemul imunitar, să ai noi proiecte, în acest să fie centru luăm pur și simplu ceea ce s-a făcut în altă parte și aducem în România. Noi nu reinventăm absolut nimic. Da? Să fim sinceri, sunt lucruri care se fac de 20-30 de ani în alte părți și le aducem și aici, așa, pachet. Da, că de aceea am făcut cursuri în afară. Chiar și dacă lucrurile par a nu fi în regulă încă de la prima privire, așa, uite cum se fac la proiectele mari, se fac studii de fezabilitate, se fac așa. Dom'le, nu renunțăm până nu vedem dacă e fiabil sau nu proiectul și nu descurajăm oamenii. Apropo de curaj, de curaj au nevoie oamenii care trec prin asemenea încercări și curajul vieții nu ți-l dă niciodată zona de confort. Trebuie să ieși din starea asta și să faci lucrurile să meargă chiar și așa. Și apropo de lucrul ăsta, am întrebare. Oamenii sunt foarte diversi. Oamenii sunt zonele de confort diferă extraordinar. Nu vreau să intru cu motivaționism. Nu vreau, nu voiam să spun că și de aici voiam să pregătesc o întrebare și anume cât timp este denumit pacient oncologic un pacient care a trecut prin cancer? Cât timp? Toată viața. Toată viața rămâne pacient oncologic? Da. Denumit? Da. Adică toată viața se testează? Da. Cu excepția, să zic, unor tumori care au fost excizate în totalitate și pentru care se știe sigur că nu va exista o recidivă, deși nimic nu este sigur. Dar un pacient oncologic va rămâne toată viața un pacient oncologic. Chiar și persoanele în vârstă, că se spune că atunci când ai o anumită vârstă, 70 plus, să zicem, 65, 66, ceva de genul, că și celulele canceroase se multiplică mai încet, precum și celelalte normale? N-a spune acest lucru. Nu. E în funcție de tipul de cancer și de multe ori în a doua parte a vieții apar leucemiile, limfoamele, există alte tipuri de cancer. Deci, Apropo de faptul că vii din zona cercetării, chiar vreau să speculez o întrebare. Să nu speculez, să o spui direct așa. Nu știm exact, totul ține de genetică, ai spus, nu se știe exact. E da, de genetică și de epigenetică. Dar oare chiar la toate tipurile de cancere să nu există factor principal? Nu, e mult prea diversificat. Adică nicio bănuială, nicio decât la poate cel la există cancere familiale, da, unde într-adevăr dacă se identifică pe linie familială că a existat au existat cazuri în familie și există un cancer de novă, da, putem să testăm copiii și să vedem dacă sunt purtători a unei anumite gene. Așa, da. Există cancere despre care se știe că sunt transmise. Și ce pot să facă acei moștenitori genetici? Păi, tratamente există pentru orice tip de cancer. Dar pentru prevenire? Pentru prevenire. În afară de screening. Screening-uri și de, nu știu, tot felul de testări. Nu, se pot face foarte multe lucruri. În primul rând, un pacient, un om, că nu, acum nu vorbim de pacienți, oamenii trebuie să conștientizeze că ei sunt supuși unui anumit risc. Da? Dacă e supus unui anumit risc, e un motiv suficient de determinant să schimbi viața. Și asta ce înseamnă să schimbi viața? Să te apuci să faci mai mult sport, să te uiți mai bine la ceea ce mănânci. Da? Pentru că dacă ești purtătorul unei gene, nu e musai să faci boală. Înseamnă că ai o predispoziție, ca să înțelegem lucrul acesta bine. Da? Un test genetic care îți arată prezența unei oncogene sau un anumit potențial de dezvoltare a unei afecțiuni nu înseamnă 100% că tu vei avea cancer. Nu înseamnă că ai o predispoziție. Predispoziție ce înseamnă? Că tu poți să ții lucrurile sub control. Da? Ții lucrurile sub control, te documentezi, vorbești cu persoanele abilitate și atunci îți schimbi regimul de viață, îți faci în fiecare an niște marcări specifici. Tumorali, de aceea? Urmărești ce se întâmplă și la primul semn că se întâmplă ceva, intri cu tratament specific. Și bineînțeles, direct la primul semn de că se întâmplă ceva, nu că e direct diagnostic de... Nu, la primul semn că se întâmplă ceva înseamnă că se pune un diagnostic prezumptiv. Da? Dar tu, având un istoric familial, da, oarecum se știe evoluția. Bineînțeles, se fac foarte, foarte multe investigații, dar tu, în momentul în care
ai o modificare la unul dintre markeri, da, te duci direct, nu stai și aștepți, las că nu-i nimic și așa. Da. Și atunci mai atunci ce faci, te tratezi. Se fac foarte ușor acei marcări, da, tumorale, de la o probă de sânge, da, ușor, da, da. Și se citește medicul de familie. Sunt specifici mai mult sau mai puțin, dar ce vreau să spun, e tratament specific, involuează, da? Mai stai o perioadă și iarăși după o perioadă e posibil iarăși să ți crească marcării, iarăși dai în cap și stai așa, da? Și tu, pe de altă parte, ești un om care conștientizează. Și poți să nu mai faci dacă tot o duci așa, adică să ții echilibrul ăsta, se poate ține forever până când într-un final toți suntem datori cu o moarte așa. Da, sunt în principal pacienții cărora ne adresăm noi. Da, pentru că ceea ce facem noi prin schimbarea mentalității, a nutriției și exercițiul fizic controlat, noi schimbăm un mod de viață. Of, și în perioada asta sunt închise sălile și, da, uite, ne spunea aseară nouă o invitată că alaltă seară, Corina Fallon, Ciocultan, George Veni, eu știu că face cu George Veni cele de acasă, prin Zoom, prin metoda aceasta. Nu foarte vă lăsați, bine, este o ambițioasă. Bine. Mai greu să faci pe acasă, că te mai iei cu treabă, cu alte. Când te vezi în sala de sport, dă-i, că asta e. Dacă o dai, te-ai dus acolo. Ne întreabă doamna Gigica Peptenaru. Bună seara. Am și eu o întrebare. Bolnavii post-COVID se pot recupera efectuând o cură 10-15 ore la salină artificială? Dânsa are o salină artificială, o afacere, da, de familie. Da. Deci se fac recuperări. În condițiile în care reușim să învățăm pe acești oameni să facă niște exerciții specifice de recuperare respiratorie. Adică un atestat ceva în domeniu? Nu un atestat în domeniu, ci pur și simplu putem să punem pe peretele salinei o schemă de exerciții. Da? Punem o schemă de exerciții. Ce se poate face în salină? Păi cât stă jos omul, ce putem să facem? Putem să facem un exercițiu așa, să deschidem cutia toracică, să creștem capacitatea de efort. Putem să ducem mâinile așa, să închidem cutia toracică, să încercăm să respirăm cu abdomenul în partea de jos. Facem un exercițiu prin care contractăm diafragma și încercăm să respirăm cu diafragma contractată și respirăm acel aer salin. Eu îi doresc foarte mult succes, doamnei. Da? Da. Și pentru prevenire COVID, la fel, se poate... Pentru prevenire, nu. Până la urmă vorbim de o infecție. Mm-hmm. Da, pentru că în perioada aceasta oamenii se pregătesc să meargă... Da, pentru recuperare, foarte bine. Da, se pregătesc să meargă mulți la mare. Vine 1 mai, acel 1 mai muncitoresc, da, și să... Se mai încălzește afară un pic și se știe că la Eforie Nord este zona cu cea mai mare cantitate de aerosol din România. Da. Chiar este acolo un centru de tratament sau poate chiar mai multe în ultima perioadă. Da, da, da. Da, spuneam de o bază, a fost, da, acolo lângă Techirghiolul, da, 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 undeva. Și că foarte deci mulți un spital de recuperare foarte bun acolo. De încă din mai ar putea să se activeze acei aerosoli, sunt tot timpul activ sau cum? Aerosolii de la mare, da. Da. Da? Este aerul sărat, sunt particule sărate care dispersează în aer și aerul acela poate fi respirat tot timpul anului. Auzeam discuții despre modalitățile în care se vor deplasa și caza turiștii la mare, la Eforie și la, mă rog... Să se cazeze, da, să se deplaseze. Deci e ok, da. Și știi de ce, Cami? Pentru că am învățat, a trecut un an de zile și majoritatea oamenilor au învățat ce trebuie să facă să se păzească și cei care nu au învățat vor fi apostrofați de alții. Deci deja funcționează spiritul ăsta conservativ și eu cred că dacă se păstrează niște măsuri elementare, pot să meargă. Mai departe, este responsabilitatea fiecăruia dacă nu are această decență și respect față de cei din jurul lui. Și, ok, dacă eu mă sesizez că nu este bine, da, asta e, mi-am plătit biletul la mare, dar, uite, mă duc acasă. Trebuie să fim niște realiști. Și oamenii asta? Înțeleg din ce în ce mai bine. De exemplu, noi alaltăieri, când am avut acea emisiune în care am sărbătorit țiganii,
Și le mai spunem încă o dată la mulți ani. Au venit și ne-au cântat, ne-au spus despre ei și au intrat pe rând și am, așa cum am spus noi, regulamentul să se funcționeze și să cu gelurile noastre și să stea fiecare la ușă, să intre pe rând partea cealaltă, după aia următorul măscuța jos abia când se ajunge la masă și se stă la distanță și fiecare în parte, nu numai că au accesat, dar chiar și-au dorit și ei lucrul ăsta și au stat pe hol. Altădată erau, mă rog, când făceam emisiuni și în alte redacții, stăteam la șuietă. Vreau să spun experiența mea pozitivă. Când eram la stagiul de pediatrie, aveam foarte multe țigănci cu copii în salon. Saloanele lor erau mult mai curate, sau copiii lor erau mult mai curați decât copiii româncelor noastre. Au ceva ce se transmite, bănuiesc, în familie, despre cum trebuie să îți speli copilul, cum trebuie să fie. Ei nu își pupă copiii cât sunt bebeluși, nu lasă nici pe alții, dar ei știu tot lucrul ăsta, nu trebuie să-l învețe. Și un alt lucru pozitiv este când am fost cu Mariana la recuperare la Băile Felix. Printre cei de acolo, bineînțeles că erau și țigani. Eu urât să le spunem țigani. Persoane de etnie romă. Ne-a spus domnul Marius Totila că a vorbit cu ei și unii sunt mândri că se numesc așa și că n-ar trebui să fie jignire. Dar mă rog, puteți să le spunem și rom. Pe mine nu mă deranjează să le spunem așa. Bineînțeles că problemele de sănătate afectează pe toată lumea. Și am văzut niște oameni foarte complianți și foarte ascultători la tratament, foarte curați. Astea sunt experiențele mele pozitive cu cei de etnie romă. Da. Când am fost cu Marian la Băile Felix, ați început să vă plimbați și de voie și de nevoie. Bine ați utilul cu plăcutul, pentru că este vorba și de tratament la mijloc, dar vă și deplasați. Un lucru care e o veste extraordinară pentru toți cei care îl cunosc pe Marian și are, așa cum v-am spus, multe persoane care îl îndrăgesc în municipiu. O provocare mare să fii soția lui Marian Cojocaru, care zboară și care, mă rog, zbura și o să mai zboare. Nu o resimt ca pe o provocare. Nu? Nu, nu. Nu, stai cu teamă ca o lou. Nu. E acolo sus? Nu. Pentru că eu văd altfel viața. Că sunt alte doamne care... dă-te jos după scară să nu cazi. Da, e bine că poate-ți rupi. Ia, ce surpriză din partea lui Ionel de la regie. Ia uite, ne dă câteva imagini despre... Da, chiar sunt de la comana aceste imagini. Nu știu când le-a filmat. Și ei sunt prieteni. Te salutăm! Da. Bănuiesc că se uită. E... Într-adevăr, o lecție de viață continuă, Marian, pentru noi toți. Are multe proiecte, motiv pentru care o să-l invităm și noi la niște emisiuni. Da, da. Soțul meu este un om foarte, foarte activ și determinat cu ceea ce vrea să facă. Eu consider că sunt la fel și zic că ăsta e punctul nostru forte și asta ne-a dus împreună, pentru că am făcut multe lucruri și cred că vom face în continuare. Da, o să dezvăluim despre ce este vorba într-o altă emisiune. Foarte multe lucruri sunt de spus despre Maria Cojocaru și câte proiecte are. Deci nu se lasă, tot cu motoare, tot cu gândul la zbor. Dar mi-aduc aminte de perioada aceea când țineam cu toții pumnii și speram să treacă cu bine de încercarea aceea în care nu se știa încotro o ia. Da. Și te auzeam pe tine la toate televiziunile, vorbind cu toți moderatorii de la toate televiziunile și ne țineai la curent. A fost o muncă în spate. Deci, o luptă la baionetă. La baionetă. Deci, nu știu dacă... el n-avea cum să știe. Eu mi-aduc aminte că te auzeam tot timpul. Doamne, zic, cât mai poate femeia asta? Da. Pentru că altfel nu mișcam lucrurile. Din păcate, dacă nu existau aceste emisiuni, aceste intervenții, aceste știri, Maria n-ar fi primit niciodată tratamentul pentru infecțiile nosocomiale. Deci a fost un noroc să aibă o nevastă descurcăreață, să zicem așa? Care a știut încotro să și ce decizii să ia pe moment? Acum zic și eu că poate tot ceea ce a învățat în viața asta au fost necesare ca să salvez pe el. Mă gândesc de multe ori așa. Ce
Da, mă ce gândesc frumos. De multe ori la asta. Cum să faci un management al unei situații de criză? Da? Să fii creat. Se spune că exact. Te creați cu un scop anume, dar asta numai dacă intrăm pe tărâmul la filozofic sau chiar, nu știu, poate da, mai adânc. Da, tocmai. Da, nu înveți la un MBA lucrurile astea, dar înveți să le aplici atunci când trebuie, să faci și ceea ce trebuie. Iar riscul cel mai mare în cazul lui Marian a fost nu faptul că era în terapie intensivă printre alții și conecta la niște aparate. Riscul cel mai mare era că după ce s-a reușit identificarea unei infecții nosocomiale, așa, să nu primească tratamentul pentru acea infecție, să primească în continuare un tratament generalist, nu specific. Da? Cum? Da? Cum spui că e cazul da, cam peste tot. Mi s-a spus, oricum noi dăm meroneu, un antibiotic cu spectru larg și trebuie să acopere tot. Doar că bacteriile lui Marian erau rezistente la acest meroneu. Îi trebuia un alt tratament. Din păcate, pentru alții nu există acest ajutor pe care l-am putut oferi eu și îmi pare foarte rău pentru treaba aceasta. Sunt multe lucruri care nu s-au făcut. Nu și pot... cum a, nu le s-a suspans, cum ai făcut să îi aplici tratamentul, să reușești să aplici tratamentul care trebuie să scape de acea Păi după prima intervenție pe care am avut-o, cred că la televiziunea B1, ministrul sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu, a trimis un cord de control. N-am avut habar, era ora de vizită la 3 după amiaza. Și eu am fost între ora 12, cât am fost la... De fapt, cât am fost și am luat rezultatul de la Spitalul Matei Balș și am vorbit cu medicul de acolo și mi-a explicat ce trebuie făcut. L-am pus pe medicul de la Matei Balș în contact cu medicul de la terapie intensivă de la Bagdazar, unde era Marian, să-i spună, doamna doctor, trebuie să faceți asta, asta, asta. Doamna doctor, da, o să facem, dar se eschiva, pentru că tratamentul pe care l-a primit Marian nu stă în mod normal în farmacia spitalului. Trebuia adus de urgență. Am înțeles. Da. Problemele din sistem, oare să fac, ce să fac, cum să fac. Și la ora... deci a venit corpul de control, eu nu eram la spital și la ora 3 când am venit la vizită, maică simțeam că vrea cineva să mă bată acolo și eu nu știam încă de ce s-a întâmplat. Și la un moment dat am aflat la modul cel mai urât, mi-a spus cineva că i-am reclamat, că o să-i dea afară. N-am reclamat pe nimeni, sincer să fiu, n-am făcut nimic de genul acesta. Așa, și că haideți că o să primească acel tratament. Păi cum adică haideți că? Da, să vă fie rușine. Dar până la urmă să știți că asta e realitatea și există niște oameni care zici că au învățat, au făcut studii de marketing să vorbească cu pacienții și să-i convingă de niște lucruri, astfel încât pacienții să nu reacționeze. Există un fel așa de a le spune lucrurile. Noi facem ceea ce mai bine, facem tot ce putem, aveți încredere, doamnă, noi suntem... Vedeți, aici este problema sistemului medical. Da, nu cred că este numai aceasta, sunt multe, lipsa oamenilor, spus și o faptul că sunt și medici competenți care fac sunt cu drag medici competenți. Meseria și cu vocație și cu... Da. Chiar am văzut zilele trecute cum arată un medic la ATI înainte și după pandemie și săracul era afectat destul de mult. Am colegi. Da, am colegi. Și sunt medici care au făcut gărzi în plus și au stat pe acolo și au pus pamper și în prima fază a pandemiei. Ce înțelegi tu, Cami, prin gărzi în plus? Că au stat în plus peste program. Nu, asta înseamnă? Ce știi tu despre gărzile unui medic? Nu știu. Câte gărzi sunt pe lună? Am făcut și eu ture de noapte când era Radio Giurgiu și... seara după ora 2, 1, jumate, 2, puteam să pun o casetă și până atunci aveam animație și da. Era cu casetă și trebuia să schimb caseta, melodia, cum să fac program. Știi ce înseamnă garda unui în medic? În rest, ură de noapte n-am făcut. Că garda, după aia s-a garda unui și... medic înseamnă că la ora 7 intra la program și tu trebuie să fii funcțional până a doua zi. Funcțional. Non-stop. Non-stop. Asta înseamnă gardă de medic, da? Și a doua zi, dimineață, nu pleci direct acasă, că mai e să mai vezi niște pacienți, că nu poți să-i lași așa. Și ai ajuns acasă, nu știu, undeva pe la 12,
Da? Și atunci reușești să te odihnești. Doar da, că, da, te culci la 12 și 5, că trebuie doar să speli, că mai, să mănânci. Mai e și familie, mai e și aia, alții dacă și femeie... deja a treia zi dimineață la 7 a intrat din nou la muncă. Deci ce ar însemna niște gărzi prelungite? Am avut colegi, noi când am terminat, din nefericire, nu existau posturi în sistemul de stat. Era foarte greu. Și atunci, după ce au terminat rezidențiatul, nu au avut unde să se încadreze și au supraviețuit doar făcând gărzi. 28 de gărzi înseamnă o lună de zile. Am auzit și situații de genul ăsta. Nu știu cum au reușit. Nu știu. Da. Nu știu cum, dar asta nu ar trebuie fi să deschideți centrul foarte repede, pentru că este nevoie mare de așa ceva și la noi. O să fie este pentru toată țara, dar noi în Giurgiu aici, dacă tot avem așa ceva, ar fi păcat să nu ne adresăm în caz de nevoie. Iată, o să mai vorbim despre acest subiect, așteptăm să invitația să venim să filmăm și să arătăm exact ce se face acolo. Cu mare drag. Dar știu, nu este un subiect atractiv, un subiect care să decât atunci când vrei să te informezi foarte bine și să știi și să dai când ai o anumită doză de disponibilitate pentru așa ceva, adică când nu le mai ai și paletare supărări. Dar să știi că programele noastre nu sunt doar în interiorul centrului, sunt și afară. Deci noi avem programe de vâslit, de mers în pădure. Să spun așa, să creezi o imagine mai frumoasă, pentru că de fapt asta este imaginea. Schimbăm un mod de viață. Da, și până la urmă ați auzit ce putem face, câte multe lucruri putem face și cât de mult control putem să deținem asupra noastră și a vieții noastre. Tentațiile să, nu știu, sunt foarte mari să dăm pe lângă, nu numai nutrițional, dar pur și simplu, uite așa, să ne obosim în plus, să ne supărăm foarte tare, că și supărarea, nici n-am apucat să vorbim de supărare, care iarăși este un factor, din câte știu, care ajută cancerul să se stabilizeze acolo undeva. Adică atunci când ești și supărat, scade și sistemul imunitar și tot și, mă rog, hai să nu mai... Revenim la schimbarea modului de viață. Da, asta spun, da. Că depinde. Sună așa pompos. Nu mai avem timp, dar vreau să mai discutăm, poate chiar după ce deschidem centru și te mai invităm alături de noi. Irina Cojocaru a fost alături de noi și v-am prezentat-o pe ea. Printre picături v-am povestit că este și soția lui Marian Cojocaru, dar... Asta doar pentru că au avut amândoi noroc, dar fiecare în parte fac planuri frumoase și proiecte în derulare au ambii, chiar cu puncte comune. O să vedeți, vă rezerv câteva surprize și din partea lui Marian, pe care îl așteptăm în emisiunile viitoare. Așadar, Giurgiu la Tribună se oprește aici. Am discutat astăzi despre un subiect pe care nu putem să le scamotăm numai pentru că nu e așa optimist. Deși dacă privind din anumite unghiuri ar putea să fie. A fost alături de noi, v-am spus, Irina Cojocaru, eu sunt Camelia Sacheti, a fost Giurgiu la Tribună. O seară frumoasă și un weekend minunat să aveți! Noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aeri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.